Craiova Maxima s-a întors pe terenul de fotbal. Legendele care în anii 80 încântau centralul au răspuns invitației lui Dorel Stoica pentru un meci al amintirilor. Craiova Maxima versus FC Drobeta. Fostul capitan al universității a jucat pentru clubul alb-albastru împotriva foștilor jucători severineni. Traseele desenate odinioară de Tilihoi, Ungureanu, Negrilă au fost reactivate la Severin, astfel că inevitabil au apărut și golurile frumoase, degustate din plin de cei sosiți pe baza sportivă de la Colegiul Național Gheorghe Țițeica. Severinenii nu s-au lăsat mai prejos și au înscris și ei spectaculos, Vasile Mănescu arătându-și instinctul de atacant în multe momente. A fost 6-5 pentru fosta mare echipă a Olteniei, însă cel mai puțin a contat rezultatul final. Mai bătrânește, dar cu experiența care avem și cu puțină ambiție, eu zic că putem să compensăm și alte lucruri care nu mai sunt nu mai depinde de noi acum, pentru că avem deja o vârstă înaintată. Golgheter astăzi, să știți. Ei, nu, golgheter, dar mă bucur că am reușit să... Uite, au venit o grămadă de oameni aceia. Noi ne-am simțit foarte bine alături de foști jucători, de foști colegi de echipă și oameni de fotbal, care în Severin, vorba aia, sunt o grămadă. Aceste lucruri se învață, se educă de mici și rămân în memorie și că nu mai putem noi din punct de vedere fizic. Asta este ca și viața, ne duce și noi spre altă viață și este frumos că suntem și trebuie să vă bucurați de noi. Sperăm să ne tradițiile să fie în continuare ale noastre, a oltenilor. Duelul cu legendele a fost pus la cale de Dorel Stoica pentru a mai aduce un dram de bucurie în sufletele fanilor din Severin, care și acum știu pe de rost lotul cele mai iubite echipe din istoria Olteniei. Sunt onorat de prezența acestor oameni care au adus glorie fotbalului românesc și care mi-aș dori să mai particip la aceste organizări de mini-fotbal, cum să zice, pentru a aduce bucurie oamenilor care i-au iubit și iubesc în continuare. În echipa de legende care a sosit la Severin s-a mai regăsit Negrilă, dar și Silvian Cristescu, Silviu Bogdan sau Felix Grigore. Grupele de junior republican de la CSS Drobeta s-au întors înfrânte din deplasarea amicală de la Slatina. Pe baza modernă din orașul lui Ionel Dănciulescu, severinenii profesorului Marian Brihac au pierdut cu 2-1 în duelul juniorilor republicani A. Golul severinenilor a fost înscris de Dumangiu. Un meci reușit, un meci în care copiii noștri și-au arătat adevărata valoare, cu toate că am pierdut, dar am fost, furați. Dar să folosesc așa un termen dur de arbitrii locali care n-au văzut, parcă nu erau arbitrii bine. Deci au fost cu tentă. Oricum, eu sunt mulțumit de evoluția copiilor, foarte mulțumit, da? Și sperăm într-o evoluție foarte bună a lor la începutul campionatului. Înfrângere la limită, 2-3, au suferit și copiii pregătiți de profesorul Mihai Calițoiu. Tehnicia nu l-a lăudat evoluția formației sale, dar și condițiile de care dispun slătinenii. Foarte de condiții extraordinare la Slatina, am constatat cu surprindere de ce condiții dispun colegii de la CSS Slatina. Sunt chiar invidios pe ei, cu bază de pregătire de 5 stele. A fost un joc foarte, foarte reușit. Băieții au făcut un joc foarte bun. Ce să vă spun? Îmi doresc ca în scurt timp să beneficieze și Severinul de condițiile care le-am găsit acolo la Slatina. Ar fi un lucru extraordinar ca stadionul 1 mai să se reabiliteze și să ne apropiem și noi de civilizație în fotbal. În zilele următoare, antrenorii CSS-ului încearcă să mai perfecteze un joc amical cu o grupare de seniori din Liga a 4-a Mehedinți.